ci că albinele au grai. Povestire culeasă de Eugena Grigoroaei, de la profesor Gheorghe Enache din comuna Belcești, județul Iași. Gheorghiță, mă fermeca bunica uneori ieșind din singurătatea bătrânețelor, bunicul tău, fie pomenit, știa și steaua din cer. El numai că știa și graiul albinelor, iac așa, căci că albinele au grai. Vezi tu, roiul el n-a pierdut niciodată ca alții. Când roiau buduroaiele, mai ales de al doilea ori de al treilea și chiar până la a șaptea oară, el le chema înapoi cu un cântec al lui, șuierat, ia așa. Și întorcea roiul, puiule, că acestea sunt roiuri mai fugoase decât primul, nu mai se învârt câteva vreme, te mir ce, în jurul stupului și gata, s-au dus. Nu tu să mai zăbovească pe un ram, să mai trimită cercetașe în căutare de scorbură ori de văgăună, nu... Alte asemenea istorisiri ale bunicii le alipeam mai ușor de unele aduceri aminte din lucrul bunicului la buduroaie, dar roiuri de-astea aiurite nu țineam minte. Apoi sunt de un fel mai sălbatice și mai grabnice, se însuflețea bunica pe dată, parcă s-ar teme să nu le apuce iarna în bătătură. Unii le stropeau cu apă, alții băteau în tingiri să le sparie de ducă a vremea rea, iar alții se lăsau pe gubași. Dar el, când simțea că roiește albina, pregătea într-o margine a prisăcii o coșniță sau un buturoi uns pe dinăuntru, fie cu busuiocul albinelor, fie cu roiniță. Bun! Și când roiul s-aduna din vălmășagul rotit al despărțaniei, cum s-ar roti paserile călătoare deasupra satului când pleacă ele toamna, când s-aduna luându-și calea dusului drept încotro le era voia, puteai să le pui sare pe coadă, nu le mai oprea cineva. Era prea târziu. Iar pe bunică tău nici capul nu-l durea, nici de fel se frământa, nici cuiva nu povestea. Pe semne avea legământ cu albina să-și ție taina ascunsă, alminter musa își pierdea puterea și nu mai se dădea pinișor în spatele buduroiului cel uns cu mirosne și când o luau ele razna așa, odată șuiera ispitit un șuier al lui și miros și ciudat tare, anume fel ghibăcit. Care șuier nu putea fi decât în graiul albinelor, ca altacum. Iar albina toată ca un făcut, îndată o vedeai că întoarce cârma zborului drept înapoi și vine buluc spre dânsul ca în prăpastie din cea depărtare. El atunci numai se trăgea pitiș mai jos sau după un trunchi ceva, iar albina podidea pe buduroiul cela și unele câte unele intrau înăuntru. Vezi, găseau bună casa lor și acolo și rămâneau, deci clădeau faguri și puneau miere, iar dacă era prea puțină muscă, el priditea tot astfel să adauge alt roi peste cel prins cu asemenea meșteșug. Și trebuie să știi, copile, tu, că din două măști, una pierea peste noapte, în luptă dreaptă cu cealaltă, împungându-se cu acul. El asculta atunci noaptea zvonul bătăliei și înțelegea în ce chip se împroașcă ele cu blesteme, dar mie nu mi-a tălmăcit niciodată. Zicea că nu-s babă vrăjitoare să cunosc. Apoi de, că nu eram nici măcar babă pe vremea aceea. Ia, așa le chema el la buduroi, ia așa. Povestea asta mi-a spus-o bunica în mai multe rânduri și împrejurări, fluierându-mi cântecul ciudat de înturnat roiul. Eu râdeam încetinel, pentru că bunica era prea tainică și solemnă, dar trebuia să se strâmbe ca să scoată acel sunet nemai auzit, căznindu-se ca un copil. Însă, mai ales râdeam așa, ca să scap de fiorul ce mă furnica, asemenea unei chemări din lumea sălbăticiunilor.